Polițiștii biroului rutier Roman, alături de polițiști de investigare a criminalității economice, polițiști din cadrul secției de poliție rurală Ion Creangă și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite, a infracționalității stradale și creșterea gradului de disciplină rutieră. De asemenea, acțiunile desfășurate de polițiști au vizat verificarea modului de respectare a măsurilor impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Pentru neregulile constatate pe parcursul acțiunii, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 8.500 de lei. Dintre acestea, 13 au fost întocmite pentru încălcarea prevederilor OG 195 privind circulația pe drumurile publice, 2 pentru nerespectarea prevederilor OG 28 din 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și alte 6 pentru nerespectarea altor prevederi legale. Pe timpul desfășurării acțiunii, polițiștii au reținut 4 permise de conducere. Au fost depistate în flagrant 2 infracțiuni, fiind întocmite dosare penale.